Vă salut cu tot dragul și în această ocazie sunt pastorul Costi Gogoneață și trebuie să vă spun că mă simt onorat că ați ales ca și în această ediție să fiți aproape la un nou episod Taine din Scripturi. Fie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook sau pe YouTube, vă mulțumesc din toată inima. De asemenea, dacă ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe podcast, vă sunt recunoscător. Apreciez că ne scrieți și că doriți să fiți în contact permanent cu noi, iar pentru ediția aceasta am selectat mesajul de pe YouTube scris de domnul Ionel Mirciulian. Dumnealui ne scrie așa, aprecieri pentru temele abordate și pentru răspunsurile biblice ale invitațiilor. Mă rog permanent pentru dumneavoastră. Mulțumim mult de tot pentru că vă luați timp să mijlociți pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Avem mare, mare nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. În această ocazie, taine din Scripturi, am onoarea de a purta un dialog provocator, cred eu, cu doi prieteni dragi. În primul rând îi spun Bun revenit pastorului Laurențiu Moț Bun găsit, mulțumesc pentru invitație Vă reamintesc că Laurențiu este conferențiar universitar doctor Este și rectorul Universității Adventus Și de asemenea îi spun bun revenit În platoul tăinei din scripturi Prietenului meu, pastorul Claudiu Țepuș Bun regăsit Intrăm în dezbaterile și în discuțiile Din ocazia asta Prin rubrica Întrebarea ta Miruna ne-a scris pe Facebook, Miruna Onel, următoarea întrebare, cum pot ști dacă un om care pretinde că este profet chiar are acest dar? Întrebarea e un pic complexă, deși pare simplă. Noi nu ne confruntăm în Biserica Adventistă cu asta foarte tare, dar în Bisericile Pentecostale de exemplu, este o preocupare. Pentru că există oameni care pe baza promisiunii de la Ioel, confirmată și de Petru, că zilele din urmă vor fi, mă rog, darul profetic. De fapt, și la Pavel există în biserică darul acesta spiritual al profeției. Deci, pe baza acestor lucruri, unii pretind că au acest dar și îmi imaginez că e confuzie un pic uneori privind din exterior. Eu am îndoiel că darul acesta se manifestă așa cum se manifesta în Scripturi. Adică, eu cred că Dumnezeu poate să aibă oameni pe care îi însărcinează cu anumite mesaje sau cu anumite, mă rog, sarcini, dar dacă vine cineva și îmi spune, am avut un vis despre tine azi noapte și Dumnezeu mi-a mi, spus, mi transmis să spun așa și pe dincolo, o asemenea informație, eu aș testa-o, aș, testa, aș lua-o cu precauție. Sau fiindcă în bisericile penticostale, de exemplu, este, se așteaptă ca, la un moment dat, cel care are darul profetic să vorbească într-o limbă necunoscută. Neînțeleasă. Iarăși, am foarte mari rezerve față de acest dar. Cel puțin pentru că apostolul Pavel însuși a fost reținut față de chestiunea asta și în sfârșit, deci avem testul de la, de la Mântuitor din Matei 7 cu 20 21 contextul de acolo cu orice om să-l adică orice om, orice pom, zice el, să-l cunoști după roadele lui și e valabil și la profet, adică trebuie să urmărești un pic viața lui, ce produce mesajul pe care îl spune sunt unii care se îmbogățesc. Bine, poate nu în România, nu știu, dar. Încă nu, în da. În Statele Unite La un un care se îmbogățesc tare pe, pe baza acestui, dar pretins. Că... Pe, și pe credulitatea. Sigur. Celor care. A, a, cad în capcana asta. Mi s-a părut profundă întrebarea, pentru că este de o actualitate. Cum știu eu dacă un om este profet așa cum zice el că e? Acum, Scriptura spune clar. Dacă un profet spune ceva și nu se împlinește, e clar că nu e profetul Domnului, pentru că profetul Domnului întotdeauna face o profeție ce se împlinește. Mai mult decât atât spune că profetul adevărat este omul care se întâlnește cu Dumnezeu. Dacă tu întâlnești un profet și nu are nicio treabă cu Dumnezeu, iarăși sunt semne de întrebare. Ba mai mult decât atât, profetul trebuie să fie la lege și la mărturie, că dacă nu vor vorbi așa, trebuie să, trebuie să, ai în atenție Sfânta Scriptură atunci când ești profet. Apocalipsa, capitolul 16, spune chiar despre profeții acestea sunt niște duhuri de draci na, poate fi profet al Domnului sau al celuilalt și în funcție de modul în care privește asupra principiilor Scripturii, Cartea lui Dumnezeu. Un profet nu va contrazice niciodată informația pe care Sfânta Scriptură o transmite, evident, prin inspirație divină. După faptele lor îi veți cunoaște, mai zice Mântuitorul Iisus Hristos, nu? Da, și cred că este important să subliniem încă o dată. Avem Scriptura. Dumnezeu ne vorbește prin ea. Dacă, dacă e nevoie de un profet, profetul acela ne va trimite la scriptură, va fi trimis ca să ne întoarcem înapoi la cuvântul pe care l-am neglijat. Altfel, nu văd niciun rost. Adică, tot ce a avut Dumnezeu de spus, a spus în cuvântul lui. Uite că toți suntem la capitolul ăsta. La autentic, la podcastul autentic, mulți dintre cei care uh, sunt invitați fac referire și recomandă uh, cărți scrise de Ellen White. Și sunt uh, comentarii care apostrofează chestiunea asta și spun, mă, v-a spălat creierul Ellen White, nu aveți nimic de, ea nu are nimic de-a face cu ce înseamnă Scriptura, luați scrierile ei mai presus decât Biblia. Noi suntem aici pastori adventiști, asumați. Cum este cu Ellen White? Oare nu cădem exact în subincidența a ceea ce ați amintit voi mai devreme, dacă noi o considerăm pe Ellen White ca fiind profetul lui Dumnezeu? Nu știu ce găsiți voi ca pastori în teritoriu, mă rog, eu sunt cu studenții care vor fi pastori, cu ei îmi petrec timpul, dar sunt convins că se pot face greșeli pe linia asta. Adică în momentul în care cineva și argumentează, de exemplu, credința cu texte din scrierile lui Ellen White și nu folosește scriptura sau folosește și scriptura, evident că nu este pe un drum sănătos și bun. Adică eu cred că tot ce trebuie să știm despre credință și viață este în sfânta scriptură. Și așa cum știm, cei care suntem familiari cu scrierile lui Ellen White, ea însăși are mai multe declarații pe linia asta, pe de o parte spune că este o lumină secundară, mai mică care a fost adusă de Dumnezeu ca să îndrepte către lumina mai mare a scripturii, nu? Sau este, sau a fost uh, chemată ca să atragă atenția uh, asupra unui cuvânt neglijat. Zice la un moment dat chiar că dacă lumea ar fi dat atenție, biserica ar fi dat atenție cuvântului Dumnezeu, nu ar fi fost nevoie de ea. Ceea ce este fabulos dacă este gândește așa. Și atunci ea nu vine ca un adaos la scriptură, deși se pot face aceste greșeli. Da? Să o consideri un profet uh, egal cu canonul biblic, Da este extra, este deuterocanonul canonul nostru, canonul nostru al doilea ceea ce nu este adevărat. Adică linia bisericii este foarte sănătoasă în privința aceasta și foarte precisă. Ellen White este doar un ajutor care ne ajută să ne întoarcem la Scriptură. Și atunci când confirmă, să zicem, unele înțelegeri de ale noastre, nu, ele nu vin ca argument. Argumentele le-am găsit cu Scriptura, iar ea doar confirmă că suntem, să zicem așa, pe drumul cel bun. Cum e la felul Claudiu? Uh, greșim de multe ori în abordarea pe care o avem față de Spiritul Profetic. Pentru de ce că e Spiritul Profetic? Uh, uh, spiritul Profeției, așa cum îl numește Apocalipsa. Acum, pentru că uh, de foarte multe ori noi credem că cel care aduce principii de bază în uh, viața noastră de credință este sau sunt luate, aceste principii sunt luate din scrierile Elenei White. Ei nu, principiile noastre de bază sunt luate din Sfânta Scriptură. Aici se găsesc principiile noastre de bază. Scrierile pe care ele White le are, sau spiritul profetic, așa cum spuneam mai devreme, sunt doar acele informații care explică anumite lucruri pe care le găsim în Scriptură. Dacă tu ești acasă și ții Scriptura undeva prăfuită pe masă, și vrei ca fiecare argument și fiecare întrebare a ta să fie descoperită cu totul în oricare alte dintre cărți, faci o greșeală. Cred că Biblia trebuie să fie în mâna credincioasă. Pot dezonoresc chiar pe autoarea pe care o citești. Bineînțeles. Dacă neglijezi cartea sfântă, cartea pe care a scris-o Dumnezeu. Uite, dacă, dacă aș putea face următoarea remarcă, e ca și când tu ai vrea să mergi la un examen, dar n-ai citit niciodată romanul, ai citit numai comentarii despre roman. Pune mâna și citește opera. Vezi ce, ce se întâmplă acolo, pentru că din operă uh, înțelegi esența. Până la urmă, cel care a scris un comentariu al acelui. Sau filmul. Știi? Sau, sau mai sau ai văzut filmul mai, uh, da, mai departe de realitate. <laughs> și de adevăr. Mulțumesc mult pentru clarificarea asta. Uh, vă încurajez să ne adresați întrebări, să ne lăsați comentarii publice sau în privat, pe YouTube sau pe Facebook, dacă sunteți acolo alături de noi. De asemenea scrieți ne motivele de rugăciune pentru a ne ruga pentru dumneavoastră. Distribuiți emisiunea taine din scripturi dacă ne urmăriți pe diferite rețele, așa cum spuneam mai, dev mai devreme, scrieți-ne dacă vreți să aprofundăm Biblia împreună 0751 400 -300 este numărul nostru de WhatsApp, tarif normal și pentru SMS-uri. Trebuie să vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este înregistrată, din păcate nu putem prelua întrebările dumneavoastră în timp real, dar așa cum vedeți le preluăm în edițiile următoare. Pentru a vă face cunoscut subiectul de față, am să redau ceea ce găsim scris în Luca 17. De aici am selectat câteva versete: versetul 30, versetele 34, 35 și 36. Așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Vă spun că în noaptea aceea doi inși vor fi. În același spad, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Care este adevărul scripturistic față de felul în care se desfășoară mântuirea credincioșilor? Este o întrebare pertinentă, nu-i așa? Este conceptul răpirii neașteptate unul promovat de Domnul Isus și de urmașii lui. Cum ne învață Biblia că va avea loc înălțarea la ceruri a celor loiali Domnului nostru Isus Hristos. Sunt câteva dileme pe care le-am adus înaintea dumneavoastră, mai sunt și altele, mi-am propus să răspund de fapt întrebării care poarte și care a și titlul acestei ediții, mântuirea credincioșilor are loc prin răpire. Vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Laurențiu Moț și Claudiu Țepuș. Vă îndrept atenția spre pasajul ăsta pe care l-am amintit mai devreme. Cum înțelegem noi în mod concret mântuirea? De aici aș vrea să plecăm în primul rând. Ce înseamnă mântuire? Acum, pasajul vizează o realitate... Mă rog, în primul rând este, să zic un tablou escatologic, cu privire la a doua venire a lui Isus, dar el vizează și experiența mântuirii care trebuie să aibă loc înainte la nivel personal. La nivel personal. Și anume că nu toți care au de Evanghelia o primesc, nu toți care o primesc în primă fază rămân cu ea și sunt mântuiți. Vorbim de viața aceasta și vorbim și de final. Exemplele pe care Isus le da anterior <coughs> sunt cu caracter escatologic, pentru că asta e paradigma în care se discută lucrurile și se dă exemplul lui Noe și al lui Lot. Dar ei nu au fost mântuiți, cum să zic, în, în secret, în vreun fel, ci în văzul tuturor. Dar ideea este că, la fel cum a fost în Câmpia unde era ridicată Arca, sau la fel cum a fost în Sodoma unde era casa lui Lot, nu toți au fost mântuiți din cei care au fost acolo, ci unii au fost de o parte, unii de cealaltă. În esență, acesta e mesajul că nu toți vor primi Evanghelia și nu toți vor fi mântuiți. Dar toți care în viața lor de zi cu zi, să zic așa, au cultivat experiența asta cu Dumnezeu de izbăvire de rău, de păcat, nu vor avea decât același destin și în, în escatologie, da? când vine Isus, adică au fost mântuiți înainte să mântuiți și când vine El. Pentru că experiența asta a mântuirii are și ea, să zic așa, un, anumit, una, e, un, e un anumit proces da, care culminează cu ceea ce numim noi mântuirea de la final, când vine Isus. Dar ești mântuit și înainte de, de un caracter rău, de, mă rog, de păcate, de viața aceasta. Prin urmare, mântuirea are de-a face cu alegeri personale. Nu poți fi mântuit prin prisma unuia de lângă tine, fie ieri chiar cel mai apropiat, cea mai apropiată persoană, nu știu, soțul, tatăl, mama, fiul și așa mai departe. Asta spune în esență Hristos pe de-o parte, aici. Avem și exemplul lui soției lui Lot, care, mă rog, în substrat, da, în fundal, care e din familia lui Lot, dar nu e mântuită pentru că este din familia lui Lot. A fost o chestiune de alegere acolo, da. a ei personale. Acum, aici apare și sintagma asta a răpirii. Da, așa zice aici, unul va fi luat, altul va fi lăsat, unul sus, altul jos pe pământ aici sau ce se va întâmpla. Cum e cu răpirea? Ce înseamnă asta din punct de vedere biblic? Acum, asta cu expresia asta răpire, se potrivește destul de bine în limba română pentru pentru contextul despre care ai vorbit, mântuirea prin răpire. E ca și când te ar răpi cineva, te ar lua fără să știe Ui, da, că unul, adică eu, eu mă imaginez așa pas, pasajul ăsta. Dorm cu soția mea și dintr-o dată, zic despre ea, da. ea va fi luată, că e în regulă din punct de vedere spiritual, eu voi rămâne aici. E... Și eu dimineața când o caut, ea nu mai e. Tu te-ai pus în, în postura asta, dar unii teologi interpretează lucrurile că cel ce e lăsat e mai special decât cel ce e luat. <laughs> Depinde, da, cum înțelegi da. modul. Domnul profesor, cunoaște mai bine limba greacă. Am înțeles Eu am că... mers pe ideea asta clasică, așa, adică luat la cer. Da, am înțeles că uh, verbul acolo înseamnă a smulge, a lua, dar chestiunea asta pe care o, o găsim aici, prezentată în Evanghelie, trebuie să o punem în contextul Bibliei. Și să vedem ce spune Biblia despre mântuire și despre modalitatea în care oamenii sunt mântuiți. Așa se întâmplă mântuirea, dintr-o dată e luat cineva, dus pe undeva ceilalți, nu știu de ce s-a întâmplat. Ba mai mult decât atât, apare un, un element interesant, zice că vre venirea Domnului va fi cum a fost în, în vremea lui Noe, când n-au știut nimic. E, e o expresie ce apare acolo, n-au știut nimic. Întrebarea mea este, n-au știut nimic? Păi cum să nu știe, pentru că vreme de 120 de ani noi a tot vorbit. Deci dacă luăm așa doar o expresie și o înțelegem, fără să punem în uh, context uh, cealalt, uh, expresia respectivă, ne dăm seama că ajungem la uh, răspunsuri eronate. Din punctul meu de vedere, citind Sfânta Scriptură, răpirea asta despre care vorbește, de fapt, o alegere între cel bun și cel rău. Iar această alegere și această, uh, cum să spun, împărțire, pe care, Despre care Mântuitorul vorbește aici, apare nu doar în Luca sau în Matei, apare în decursul scripturii, în multe ocazii. Alege binele și răul. Până la urmă, e interesant că omul se poziționează între bine și rău. Și această răpire, da, sau smulgere de acolo, înseamnă uh, finalul alegerii pe care omul a făcut-o. Împărțirea aceasta spre bine. Sau spre da. rău, evident, în momentul trebuie să recunoaștem că e introdus și uh, acest, uh, în, în acest context conceptul de mântuire, prin mântuire. Dar nu este o chestiune supranaturală, dar uitați-vă la Ilie, dar știm despre Ilie că este în ceruri. Și a fost răpit într-un car de foc, ni se spune, se spune da? și singurul care a putut să vadă chestiunea asta a fost Elisei, urmașul lui, care a primit și o manta. Dar restul, n știu nimeni despre lucrul ăsta. Și a fost așa, supranatural. Poate ar fi util să intrăm puțin în câteva detalii. Noi aici dezbatem o idee care este populară, cel puțin într-un cerc, în anumite cercuri destul de mari evanghelice și anume că evenimentele finale se întâmplă în două etape. Este această primă etapă a unei răpiri cum ai zis tu, secrete. Dormi în același pat și te trezești că cel de lângă tine cu care dormeai seara nu mai este. A, a, fac o paranteză. A, a fost și foarte popularizată treaba asta. Sigur. Și este popularizată ecranizări care au fost preluate inclusiv de bă, cinematografe mari și de uh, cum se cheamă astea case de canale film. de case de film sau uh, de astea care dau streaming uh, uh, Platforme. Platforme de streaming, da? Și au fost popularizate extraordinar Correct. de mult. Adică erau de genul, suntem în aceeași mașină, șoferul e luat și într-o dată ăla din dreapta rămâne așa, sau piloți de avion sau chestiuni de genul ăsta. Corect. Este cumva seria intrat. de... Mă rog, este o novelă în primul rând, dar care s-a ecranizat, care se numește Left Behind. Lăsa, ah, exact, lăsa exact. Urmă, exact. Lăsat în urmă sau lăsat la exact. o parte. Da? Pentru că despre cei lăsați e vorba, să zicem așa, în sensul la negativ, da? Deci, ideea este așa că în scenariul ăsta evanghelic, dispensaționalist cum se mai numește tehnic, există această... Se, se întâmplă mai întâi această răpire care declanșează ultimii uh, șapte ani de istorie. Deci răpirea este secretă, se înalță la cer cei cădincioși, iar ceilalți care au fost lăsați, aici este să zic... Uh, Uh, o particularitate a acestui sistem, mai au o șansă. Pentru că au rămas, dar mai sunt șapte ani. Vor fi șapte ani foarte grei. e e cazul cel mare. În timpul ăsta se arată antichrist, în timpul ăsta, mă rog, se convertesc iudei, se așteaptă și convertirea lui Israel. Uh, dar e cert că mai ai o șansă dacă ai fost lăsat. Dar eu nu vă lucrurile așa. Dacă citeți Luca până la capăt, ucenicii pot o, pun o întrebare foarte interesantă în ultimul verset. Unde, Doamne? Asta mm -hmm. este întrebarea. Unde, Doamne? E în legătură cu ce s-a zis anterior, că unul va fi luat, celălalt va fi lăsat. Și întrebarea este unde? Unde ce? Că își pun întrebarea cercetătorii. Unde va fi luat sau Unde, unde va fi lăsat? lăsat? se pare că, adică când ai confuzii de felul, adică ambivalențe de felul ăsta, că nu poate să fie și așa, 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 să zic, în general, exegetul, interpretul scripturii se va atașa, se va atașa acțiunea respectivă de, ultima, de ultimul element. Întrebarea este unde va fi lăsat, cu alte cuvinte. Și răspunsul pe care îl dă Isus e foarte semnificativ. E un proverb. Unde va fi trupul, acolo sau stârvul, cum zice Cornilescu, acolo se vor aduna și vulturii. Cu alte cuvinte, trebuie să ne imaginăm scena următoare, niște vulturi care dau rotocoale pe cer, și tu știi, deși e departe de tine, că jos acolo este carne. Chiar am, am, am fost, am văzut treaba asta pe viu undeva în Spania cu câț, câțiva ani în urmă, se aducea, erau, erau, pădure, mă rog, pădure muntoasă și era o mare familie de vulturi acolo, cărora li se aducea carne din când în când. Și în momentul în care carnea era trântită la pământ, începeau să dea rotocol. Ai, vedeai de la depărtare că, ok, coboară, urmează coboară pentru că au de mâncare. Deci, ceea ce spune Isus aici, în proverbul ăsta, este pe de-o parte că o să-ți dai seama unde, după vulturi, dar vulturii ăștia, și sensul de aici, nu e atât de fizic. Și atunci mă duc la a doua idee a lui Isus. Cei care sunt lăsați vor fi, de fapt, niște. Carne pentru vulturi? Da. Pentru vulturi? Da. Adică vor fi morți. Pentru că, dacă vreți, un adventist de ziua a șaptea crede și el în răpire. Dar, în varianta următoare, are loc o singură răpire. În public. Cu lume de jur împrejur, ca să spun așa, e, și, și este vorba despre înălțarea la cer. Înălțarea la cer. Noi, întâlnirea cu Isus și cu corte, cortegiul regesc în Văzduh, la a doua venire. Aia este singura răpire în care un Adventist, ziua șaptea, crede. Da? Dar noi nu numim așa. <coughs> și atunci, cei lăsați, unde sunt lăsați? Păi sunt lăsați pradă, mă rog, sunt pedepsiți, sunt uh, pedepsiți cu moartea. Găsim asta în alte locuri ale scripturii, nu aici, în, uh, în Luca. Dar, de exemplu, în, în Apocalips 19 este un ospăț al păsărilor cerului, care nu sunt numiți vulturi, dar este un ospăț al păsărilor cerului care vine și mănâncă pe toți cei care sunt uciși cu sabia care iese din gura lui Isus în simbol, da? adică toți cei care nu vor fi luați, vor fi lăsați și vor pieri. O să construim pe ideea asta, pentru că este una biblică, și vă îndrept atenția pe ideea pe care ai amintit-o la, la final, ca să înțelegem de ce uh, noi înțelegem, uh, sau Scriptura explică răpirea în termenii pe care i-a amintit tu mai devreme. Luca 17 cu 20 zice așa, farisei au întrebat pe Isus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Deși tu spuneai mai devreme că de fapt revenirea lui Hristos va fi vizibilă și orice ochi îl va vedea. Dar uitați că Isus zice aici, în versetul 20, că nu, nu se izbesc privirile, ci cumva lasă de înțeles că este o chestiune, cum să zic, la nivel personal. Adică nu știe nimeni ce se va întâmpla și cum vei fi tu luat la cer. Cum să înțelegem afirmația asta, Mântuitorul? Acum, aici trebuie să. Privind întrebarea fariseilor, e clar că ei aveau uh, ideea asta a împărăției mesianice, adică îl vedeau pe, îl vedeau pe Mântuitorul aducând. Uh, sau pe Mesia, aducând împărăția asta acum, că Correct. trăiesc ei. Correct. Și în momentul în care Mântuitorul le spune împărăția asta, nu nu, nu, nu e una vizibilă, adică nu o să vedeți acum că eu mă pun împărat. E aceeași observație pe care le o face și ucenicilor, ei se pregătiseră, avem aici două săbi, gata, când punem mâna pe împărăție ca să te punem împărat? și Mântuitorul le spune, stați puțin că voi înțelegeți greșit împărăția asta pe care eu vreau să o construiesc. E, primul aspect pe care îl văd. Și e interesant că spune că ceată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru, adică eu sunt aici cu voi și voi nu mă vedeți, voi vorbiți despre nu știu ce împărăție, pentru că de fapt ei nu voiau să-L vadă pe Iisus Hristos, ei voiau să vadă eliberarea lor de romani, aveau interesele lor. politică mai degrabă, da. administrativă. Și Mântuitorul le spune treaba asta. Acum, avem o mulțime, întorcându-mă la întrebarea pe care ai pus-o, avem o mulțime de dovezi că venirea Domnului Isus Hristos va fi una uh, publică, vizibilă. Nu va fi, ba chiar uh, aminteam uh, Matei, capitolul 24, aminteam de ceea ce spune Mântuitorul în, în Evanghelie. În Matei, capitolul 24 spune de proroși mincinoși care spun: uh, Uite, uh, la aici, uite au, la venit, au venit acolo sau dincolo și Mântuitorul îi prezintă pe acești proroși mincinoși ca fiind cu informații false. Deci împărăția lui Dumnezeu clar că atunci când se referă la cea de a doua venire a Domnului Isus Hristos, se referă la ocazia în care Mântuitorul vine în glorie, așa cum spune Apocalipsa, și orice ochi îl va vedea. Și nu este doar singurul singura dovadă. Sunt și alte dovezi ale Scripturii în sensul în fapt, acesta. capitolul 1, Iisus Hristos ar fi putut să... Mă rog, înălțarea Lui, este relatată capitolul 1 în fapte, înălțarea Mântuitorului, El ar fi putut să aleagă să plece singur. Oricum, nu mai știa nimeni unde era după înviere, nu? Dar a ales să fie înconjurat de alți oameni. Și chiar le-a spus, parcă mi-am bine, spuneți-mi, Așa cum o vedeți înălțându-mă la cer, așa în -o același, veți vedea, fel, cum spune, da? În același fel, da. Întorcându-mă, nu? Apocalipsa 3 cu 10 descoperim aici o făgăduință care zice fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele te voi păzi și eu de ceasul încercării de vremea strâmbtorării sau de necazul cel mare versetul ăsta și versetul următor este preluat de dispensaționaliști așa cum e numit tu mai devreme care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului de asemenea în întâi să citim așa este o asigurare, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie sau la vremea strâmtorării sau la necazul cel mare, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos. Și aici intervine o clarificare pe care mi-aș dori să o facem, să înțelegem că din aceste două versete va exista o categorie de persoane care va beneficia de aceste făcăduințe și nu vor experimenta ceasul încercării, vremea strâmbtorării, necazul cel mare, mânia care preced revenirea Domnului nostru Isus Hristos. În uh, perioada în care noi, la co comitetul care am uh, lucrat la ediția uh, Dumitru Conilescu revizuit. Arată și spre cameră din te testament, cred că se vede bine or. Uh, ideea este că uh, când am ajuns la Apocalips 3 cu 10, a fost o discuție acolo dacă să lăsăm uh, textul, așa cum zice Conilescu. Te voi păzi de ceasul încercării. Sau să facem un compromis. Uh, pe linia limbii române, uh -huh. nu a limbii grecești, și să traducem Te voi păzi în ceasul încercării, ceea ce este acum în decere. Te voi păzi în ceasul încercării, chiar dacă prepoziția din limba greacă nu este în. Prepoziția în este o propoziție care se poate traduce cu de ceasul încercării. Dar ideea din spatele formulării respective este nu că nu vei avea parte de încercare, ci că eu te voi păzi... Chiar și în încercare. Fiind în încercare, te voi păzi de încercare. Cam asta e ideea. Da? Și atunci a trebuit să redăm în română, te voi păzi în ceasul încercării, ca să se înțeleagă ideea păzirii, dar și ideea contextului, care este totuși o încercare. Argumentul suprem că ultima generație a celor mântuiți trece prin necazul cel mare, este în capitolul 7. Acolo unde se vorbește despre, mă rog, îi se prezintă lui Ioan un grup îmbrăcat în alb, anterior ci 144 mii, și la un moment dat unul dintre prezbiterii din uh, viziune, dintre bătrâni, zice că l-au întrebat uh, pe Ioan, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, 7 cu 13, cine sunt oare și de unde au venit? și fiindcă el nu știe răspunsul Ioan îl întreabă tot pe acest bătrân și el zice aceștia sunt cei ce vin din necazul cel mare ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului și sar acum la 16 care, care ca partea a, a reabilitărilor, să zicem așa zice nu le va mai fi foame deci le-a fost foame nu le va mai fi sete, deci le-a fost sete nu-i va mai dogorâ nici soarele nici vreo altă arșiță. Deci asta înseamnă că ei au fost aici, au trecut prin necazul cel mare, au fost păziți de necaz, dar au fost în mijlocul lui, adică ei nu au fost ținta, sigur, locuitorii Pământului sunt ținta acestei judecăți finale sau ceasului încercării, că așa și spune 3 cu 10, ceasul încercării cum este imediat al lumii sau uh, uh, pe care, care are, are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Deci, ei sunt populația țintă, locuitorii pământului, da? nu sunt cei credincioși. dar cei credincioși sunt și ei, cum zice parte Iisus, din nu asta. te rog să iei din lume, în Ioan 17, da? ci să-i păzești de cel rău. Deci sunt în lume, sunt în ceasul încercării care îi încearcă pe locuitorii pământului, suferă și ei parțial, dar sunt păziți. 0751 400 300 este numărul nostru de WhatsApp, de asemenea ne puteți trimite SMS-uri pe uh, cu un tarif normal, spunându-ne opinia dumneavoastră sau adresându-ne întrebări față de subiectul pe care îl discutăm noi în această ediție. O mică paranteză că mi-a scăpat da. în seria asta de filme Left Behind, tocmai asta e ideea că cei răpiți, și în teologia asta a este, este că cei răpiți nu trec pe acolo. Că ei sunt luați la cer. sunt privilegiați. Și după aceea începe ultima uh, septală, șapte ultimii ani. șapte ani în care va începe ne cazul cel mare, ceea ce este incorrect, adică nu găsim nicăieri în scriptură ideea că uh, cei uh, mântuiți sunt izbăviți de suferință. Ei trec prin suferință victorioși. 1 Tesaloniceni 4 cu 17 vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Uite, voi vorbeați la un moment dat despre faptul că îl vom vedea pe Hristos și apoi vom fi luați la împărăția, în împărăția cerurilor. Pavel pare că spune altceva. Vom fi împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Cum să înțelegem afirmația asta? Teoria asta a răpirii, exact asta vrea să să scoate în evidență faptul că cei ce sunt aleși de Dumnezeu nu mai trec prin, prin ceasul încercării, prin momentele grele. Evident, pleacă de la o. De la o interpretare profetică, aș spune eu, neclară. Daniel, capitolul 9, nu mai e interpretat așa cum trebuie, da? De asta euh, apare apar cei șapte ani despre care vorbeați mai devreme și euh, în perioada asta de grea încercare, poporul sfânt e răpit și stă liniștit, iar cei care au parte de toate urgiile sunt, de fapt, cei care rămân pe pământ și se chinuie cu tot felul de pedepse. Uh -huh. Însă, asta vrea să spună Pavel și Scriptura. Dacă ne uităm atent în ceea ce spune Pavel, e clar că e o chestiune tare interesantă. Spune că mai întâi sunt înviați cei morți. Și împreună cu cei morți, cu cei înviați, suntem toți răpiți la cer. E, e, un, e un, un fapt, e un eveniment public. E un eveniment care se întâmplă cu toată lumea ce a crezut în Isus Hristos. Și nu se întâmplă așa într-un mod necunoscut. De ce? Pentru că, în același timp, aflăm din scriptură că cei morți vor învia în momentul în care Domnul Isus Hristos vine pe norii cerului și orice ochi îl va vedea. Și trâmbița lui Dumnezeu sună și cei adormiți aud sunetul trâmbiței și revin la viață. Deci, e clar că e un eveniment public. Nu, se, nu, nu e o chestiune individuală, așa cum spuneai, o răpire a unuia sau altuia. Păi, care este interesul din spatele unei astfel de, care ar fi interesul din, din spatele unei astfel de interpretări profetice? Bine, eu nu cred că este un interes, să zic așa, meschin la mijloc, dar este, este o eu teologie comodă de ce spui asta? Spun asta pentru că există teoria asta. Nu eu, eu, eu o văd mai complicată? Nu, dar are două aspecte care sunt comode. Unul este că dacă ești printre fericiții care vor fi răpiți, nu mai treci prin ceasul încercării. OK. A doua, al doilea lucru care este atractiv este că dacă se întâmplă să nu fii considerat vrednic și ești lăsat în urmă, A, mai ai totuși o șansă. Mai ai o șansă, beca. Ceea ce este fabulos. Dar este foarte uh, nebiblic. Adică singura noastră șansă este viața aceasta pe care o trăim acum. Când vin evenimentele finale, este, o, este un singur capăt. Nu sunt două linii de sosire. Este una singură. Și este important să subliniem lucrul ăsta ca să fie foarte clar că în momentul în care Isus vine pe norii cerului, este uh, practic... Finalul. Da, se Nu mai ce face. Da, nu mai e ce să faci. Dacă n-ai fost pregătit, aia e singura răpire când vine el pe norii cerului. Că, de fapt, Cornilescu ta ce bine în Tite sau în 4 cu 17. Da, vom fi răpiți, ăsta este sensul. Dar nu într-un sens. Adică, eu cred că motivul pentru care este folosit verbul ăsta, care este un verb un pic violent, adevărul ăsta este că, că cred că la un moment dat Claudia a spus mai devreme că are sensul ăsta de de forță, bruscă, care cineva este pur și simplu smuls. Pentru că, într-un fel, asta sugerează că, că cei cădincioși sunt sub atac. Chiar dacă Pavel nu spune asta aici, dar ideea o găsim prin alte locuri, cum ar fi Daniel, cum ar fi Apocalipsa, sfinții sunt sub atac în permanență. Fiara vrea să le ia viața. Poate cuvinte Hristos îi ia din mijlocul războiului. Da, iar această răpire, această smulgere este un gest pe care îl face într-un context de felul acesta, da, care arată o intervenție bruscă. În, în mijlocul favoarea, bătăliei da, cele mai importante. În favoarea sfinților. Da, Interesantă imaginea asta. Uh, și uite, citeam, uh, aflând subiectul de astăzi, m-am uitat un pic în istorie, Sfântul Efrem, nu știu cine este respectivul, ci că el ar fi fost primul care a adus prin secolul IV viziunea asta, pornită cumva și din ideea... Am putea, am putea, să o regăsim astăzi în teologia Bisericii Catolice de purgatoriu. Adică cei care sunt puri sunt luați, iar cei care rămân aici mai au un timp în care mai sunt... Un mic purgatoriu. Exact, un mic purgatoriu. Mai sunt un pic chinuiți ca și ei să poată trece dincolo. Care este uh, marele, uh, marea păcăleală aici? Îți dă ție impresia că poți să fii și mai nepregătit nu e nicio problemă, te chinui un pic mai mult, dar tot acolo ajungi. Ceea ce nu e potrivit. Dacă în momentul în care a venit Isus Hristos, tu nu ți-ai predat viața cu totul, s-a terminat. Și eu aș accentua o altă chestiune. Noi acum vorbim despre răpire. Eu nu știu dacă voi ajunge la răpire asta, indiferent de cum o înțeleg. Dar viața mea se poate termina oricând. Plec de aici. Și s-a oprit. Și pentru mine a venit răpirea. Deci până înainte de a înțelege răpirea, ar trebui să fie da. conștiența faptului că înaintea lui Dumnezeu trebuie să fiu pregătit oricând. Așa că, dacă da. e răpire... Să fiu pregătit oricând, pentru că răpirea nu știu când va veni. Exact. Și, și nu înseamnă neapărat că dacă tu mergi pe drum și dă o mașină peste tine, înseamnă că tu ți-ai încheiat cumva viața. Poate că sufletul tău este ridicat și răpit la cer. Doar trupul a murit. Ok. Din nou, încă o pârghie de a fi liniștit și de a adormi conștiința. Merge și așa. Nu, realitatea este că, fiindcă am vorbit la un moment dat de... de cu asta am început emisiunea cu uh, viziunea biblică despre mântuire. Mântuirea se, se realizează doar în viață. Hmm. Și în trup? În trup. Nu, nu după. Adică degeaba se duce cineva și aprinde o lumânare ca să ajute mântuirea cuiva. Poate să o facă din alte rațiuni. persoane. Da, poate să o facă poate ca un, o formă de cinstire sau de amintire, dar nu poți să mai ajuți cu nimic. Practic, Dumnezeu va judeca pe fiecare după faptele pe care le va fi făcut, cum, e, cum zice Pavel, pe când trăia în trup. În trup. 0751 ne aflăm pe final de emisiune. Eu mi-am notat aici uh, câteva versete biblice pe care mi-ar plăcea să le uh, decriptăm. Primul dintre ele, le-am luat în ordine uh, cronologică, mă rog, în ordinea în care apar ele în scriptură. Geneza 5 cu 24, zice așa, Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Cum e? Uh, este un ecris... Nu intră sub incidența asta a răpirii? Îi bănuiesc că este folosit ca un exemplu local, istoric, pentru ceea ce se va întâmpla cumva planetar la final, dar nu este nicio legătură pe care scriptura să o facă între experiența lui Enoch și paradigma escatologică a sfârșitului. Da? Adică, ceea ce s-a întâmplat lui Enoch este unic, adevărul ăsta este, că nu s-a mai întâmplat nimănui altcuiva în varianta aceasta. Bine, îl mai avem pe Ilie, dar au, au istorii diferite. Diferite. Uh, atât, adică nu nu cred că poate să fie folosit ca un argument în favoarea unei răpiri uh, Este un caz unic Doi împărați, doi cu 11, pe când mergeau ei vorbind Iată că un car de foc, da, îți zicem despre Ilie Și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul Și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt Intră în categoria asta a miracolului răpirii cu miracol. Noi, noi îl vedem miracol aici și spunem că nimeni nu știa, dar de fapt știau. Elisei știa și el a spus, vedeți că astăzi Domnul va fi luat la cer, știa, dar n-au vrut să creadă. E o chestiune interesantă. E că ei au fost sceptici la modul în care Ilie va fi luat la cer. Da, repet, și noi vom fi luați cu toții la cer, doar că chestiunea asta nu se face în secret, așa, pe ascuns. Și e ceva vizibil. știu pe Noul toți. Testament. Faptele Apostolilor 8, 39 și 40. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la azot de unde s-a dus până la cezaria și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Da, asta este ceea ce am numit noi așa după un, uh, filmele astea SF, o teleportare, da? Este purtat, practic, este transportat uh, dintr-o parte în alta, ceea ce nu mă surprinde. Și Isus a fost transportat de, cum să zic, de satana. Da? Adică dacă un înger rău poate să facă asta, cu siguranță un înger bun poate să facă asta, dar nu este vorba despre luare la cer. Asta este, adică e clar că uh, uh, exemplul este diferit. 2 Corinteni 12, cunosc un om în Hristos care, acum 14 ani, Apostolul Pavel, a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Dacă nici asta nu mai este răpire, atunci care? Da, hai să vedem ce zice Pavel aici înainte de pasajul ăsta, că e ceva interesant. El zice așa, e nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos, voi totuși, voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. El vorbește de vedenii și de descoperire aici. Adică nu a fost în răpit? La da, văd că el e confuz așa după 14 ani, nu mai știe cum a fost, dar cum zice textul anterior, adică el are totuși în vedere mai degrabă o viziune pe care a avut-o, dar hai să mai spunem și altceva. Textul ne arată că s-a întors înapoi. Adică indiferent dacă a fost în trup sau nu, cum zice Pavel că nu și mai amintește, s-a întors înapoi. Adică nu este iarăși un model pentru ceea ce va fi, care înseamnă un traseu cu sens unic, adică te duci la cer, nu te mai întorci. Dar el este un profet care a primit o, o descoperire ar putea, să, ar putea, fi interpretată că ideea asta de a fi ridicat în mintea lui la nivelul cerului. Cu siguranță se poate vedea asta și spune, poate în spirit am fost, n-am fost în fizic. Uite, am o curiozitate față de tine. Aici apar în paranteză anumite, dacă a fost mm -hmm. în, în trup sau nu. Sunt este în original Care așa? este textul? Corin... În 2 Corinteni 12. 12 cu 2 la 4. Uh, este în original așa sau aici sunt intervenții? Uneori, de, deci un Cornilescu clasic a lăsat în paranteze drepte ceea ce, uh, ceea ce două categorii de afirmații, Cornilescu clasic a pus în paranteze drepte și ceea ce uh, era ca un fel de uh, gând secundar da. Da. Și ceea ce era în unele manuscrise Dar nu în toate Noi în ediția revizuită Am schimbat treaba asta Și am pus prima categorie Deci ca un gând secundar În paranteze rotunde Dar ceea ce nu era în textul grecesc Actual, critic Am pus în paranteze drepte Ca să se vadă că ăla nu este așa un gând secundar Ci este un adaus Dar de asta spuneam Încă o dată care este referința? 2 Corinteni 12 cu 2 la 4 deci este în paranteză rotunde, ceea ce înseamnă că este text original, doar că este gând secundar. Apocalipsa 12 cu 5, ea a născut un fiu, un copil de parte, parte bărbătească, el are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier, copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Zilele astea am studiat textul ăsta pentru că scriu despre cuvintele astea, spun foarte pe scurt, rog, în, primul rând, pe în primul rând copilul, termenul copil nu înseamnă copil mic. Termenul grecesc e folosit în Noul Testament pentru persoane adulte, e vorba acolo despre Isus, care a fost răpit, e același verb ca în întâlnire sau în, în întâi, 4 cu 17, despre care am vorbit. Ce, e în contextul învie, învierii Domnului Isus și al înălțării sale. Se pare că, la mijloc, este, e bătălia dintre Satana și Dumnezeu. Și fiindcă Isus, prințul vieții, a murit. Satana a considerat că are drept asupra trupului său, iar acest, această răpire la tronul lui Dumnezeu sugerează cumva tot așa o intervenție de forță a lui Dumnezeu, dacă putem să vorbim așa, care a, a căutat să-i anuleze pretenția aceasta a, a lui Satana care avea vreun drept asupra trupului lui Isus. Isus s-a înviat și s-a înălțat. Despre asta este vorba. Mulțumesc frumos pentru toate astea. Pentru a înțelege cu adevărat scriptura, avem nevoie de o legătură permanentă cu Dumnezeu prin rugăciune, ca El să ne inspire. Noi, așa cum știți și voi, așa cum știu și prietenii noștri, avem o rubrică dedicată rugăciunii aici la Taine din Scripturi. Se numește Rugă pentru Tine. Gabriel și Ștefan Joița ne-au scris pe WhatsApp uh, următorul, mes următorul mesaj: rugați-vă pentru familia noastră, pentru că suntem într-un proces de împăcare. Dumnezeu să ne dea putere ca să renunțăm fiecare la orgoliul lui și să putem găsi fericirea alături de el. Am să vă invit să ne ridicăm și împreună cu Claudiu să ne rugăm pentru familia Joița. Bunul nostru, Tată, îți mulțumim pentru că. Pe fiecare dintre noi ne binecuvintezi, dar în această ocazie cerem o binecuvântare specială pentru familia Joița. Te rog, Tată Bun, ca tu să-i unești pe cei doi și să găsești tu acele punți comune, să aduci pace în familia lor și să vadă că binecuvântarea ta cu adevărat, Părinte Bun, dă roade acolo. Atunci când îți vor cere ajutorul, răspundele și îți mulțumim pentru că vei face asta în numele Domnului Isus Hristos. Amin! Amin! Amin. Mă invit să luăm loc și am să vă um, conduc deja spre rubricile de final. Da, pe de o parte avem răspunsuri fulgeri, pe de cealaltă, exercițiul de sinceritate. Așadar, vom începe cu partea asta în care răspunsurile vor fi mai concrete, răspunsuri fulgeri. Prima întrebare sună așa. Poți fi creștin adventist de ziua șaptea dacă crezi că primirea veșniciei se manifestă printr-o răpire bruscă neașteptată? Dacă ne referim la o răpire secretă înainte de venirea lui Isus, nu, categoric nu. Dacă ne referim la momentul venirii lui Isus, da, va fi o ridicare la cer neașteptată sau bruscă. Cum cred adventiștii că va avea loc în momentul de revenire Domnului Isus și luarea la ceruri a credincioșilor rămași în viață? Am mai vorbit noi despre asta. Așa cum spune Scriptura, când Mântuitorul va veni pe norii cerului cu trâmbița lui Dumnezeu, cei morți vor auzi glasul lui, se vor trezi la viață și împreună cu cei vii vor fi răpiți cu Domnul în văzduh. Vor fi două învieri. Bineînțeles, să vorbim acum de prima înviere. Mulțumesc frumos. Cum vor fi luați în împărăția cerurilor cei care au murit? Păi ați anticipat deja amândoi, e vorba despre uh, faptul că la venirea lui Isus, așa cum zice 1 Corinten 15, la ultima trâmbiță va avea loc învierea celor drepți, așa cum menționează și 1 Tesalonicen 4 cu 17 și cum se vorbește și în Apocalips 20 cu 6. Uh, la acea înviere primă a celor drepți la venirea lui Isus vor fi mai întâi aduși la viață și apoi ridicați la cer, împreună cu ceilalți, că Pavel spune că nu vom lua înaintea celor morți. Urmează uh, exercițiul de sinceritate. Laurențiu, în ocazia aceasta încep cu tine, te rog să alegi unul dintre cele trei. Doi. Ofere doi. Când ai predicat ultima dată despre revenirea în gloria a Domnului Isus, când orice ochi îl va vedea și ce pasaj biblic ai folosit? Eu predic des despre subiectele astea. Sâmbătă trecută am predicat ultima dată, și pardon, acum două sâmbete, că am fost, am asistat la ultima sâmbătă. deci acum două săptămâni. Și am predicat despre dimineața a fost o predică de, din 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, care este un capitol escatologic. Iar vinerea, seară și sâmbătă după amiază, au fost mai multe texte pentru că au ținut de subiectul acesta al timpului revenirii. Adică au fost și texte din Evanghelie și din Epistole, mai multe. Claudiu, 1 sau trei? Merg tot pe 1. Mergi tot pe 1, ca în ediția precedentă. Exercițiu de imaginație. Dacă, ai în, dacă în fața morții ți s-ar arăta un înger și ți-ar propune să accepti răpirea sau să experimentezi decesul, ce ai alege? Sunt două variante extraordinare, ca Moise sau ca Ilie. Atât timp cât voi avea parte de același final ca și ei, e indiferent. Vă mulțumesc mult pentru felul în care ne-ați ajutat să înțelegem în ocazia asta subiectul pe care l-am dezbătut. Dumnezeu să o binecuvânteze. Au fost alături de mine pastorii Laurențiu Moț și Claudiu Țepuș. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc echipei tehnice, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care coordonează tot ceea ce se întâmplă aici la Taine din Scripturi. Nu uitați numărul nostru de WhatsApp sau SMS 0751400300. Am să rezum dezbaterea din ocazia aceasta, amintindu-vă ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos în Matei 24 cu 24. Se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie continuă în studiul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.